Și este în alertă în Parlament, doamnelor și domnilor. Smurdul a fost chemat să intervină de urgență acolo. Unei senatoare i s-a făcut rău. De ce și despre cine este vorba? Aflăm de la Bianca Ogarcă. Bianca. Bun găsit, așa este. Au fost momente tensionate în această dimineață la Palatul Parlamentului. Unui senator i s-a făcut rău când cel mai probabil se pregătea să intre în ședința de plen de la Senat. Vorbim de Munteanu Cicadina, care este senator PNL. La scurt timp au venit medicii de aici, de la Palatul Parlamentului, pentru a interveni după ce i s-a făcut rău, așa cum spuneam. Au stat preț de câteva minute pentru a-o ajuta pe aceasta să își revină, iar echipele medicale au plecat după ce au acordat primul ajutor și, din fericire, nu a fost nevoie ca senatorul PNL să fie transferat la spital.